PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți... Dorine. Astăzi pe Mind City eu și Nocivanul am fraierit pe Zosami de 100 de năsoși și apoi am împărțit între noi, l-am păcălit că Nocivanul m-a asasinat. Pe Mind City apăsați like chiar acum, vreau să văd peste 8000 de like-uri și apoi am fost la Airsoft cu youtuberii, ok? Urmăriți-mă pe Instagram, I hate pink tf, de la Team Fortress, ok? Nu mai ziceți că vine de la te... Pincane! Și ai puțin Nocivane. Ce zici, vecine? Păi uite-ți fericit că astăzi îl facem pe Sami de bani. Aaa, mi-aduc aminte, vrei să-i tragem gher la aia. Îi tragem gher la, da. What? Gher... Ce are vaca? Ce-o pățit? Ce-are? Ce-are, mă? Aaa! Ce-are vaca? Zic eu ce-are acum, orbire! Uite, tu vezi ce s-au speriat animalele de la flash, ai văzut? Nu, n-am fost atent. O ia, fugit în colț, nu? Da, ia, de la lamele alea, să vezi cum fac. Dă tu dacă vrei. Ok, hai că dau eu. Am ia. Dat una. Ia, fii atent la ele. Deci, bă, oh, cred că le omori. Uite, uite cum fug, uite cum fug. Le-ai dat damage. Bine că i-am dat cu flash-ul în cap la una din ele, dar n-are importanță. Da, i-ai dat un UHP ca în CS bun. Hai să... Oh, cum mă scuipă! Hai că fug să nu mă scuipe. Îți face un duș. Hai în casă la tine. Ah, hai încoace. Da. Ce frumos e mobilat cu tot. Ah, da, uite, putem să stăm hai, aici la masă să dacă... Aici nu ne aude nimeni. Bun. Tu la duș eu, ok. Asta e ciudat. Ah, let's go! Acum chiar nu ne aude. Îl opresc ca să... Păi că tu vrei să fie fâsâiala asta de la duș? Da, nu ne aude nimeni. Mi-e intră apă în gură, nu ceva. Bun, las-o fără. Ok. Bun, ia zi. Treaba va fi așa. În primul rând, ai nevoie de un telefon din ăsta, ai? Am de ăsta. Ok, îți trebuie din ăsta pentru ca să putem comunica prin mesaje. Mm-hmm, prin mesaje zici, ok. Da, deci vom merge până la magazin, vin cu tine, cred că 25 sau 30. Oh, floare la ureche, gen mărunt așa. Mărunțiși, da, am 200 de năsoși deja. Ok, trebuie să iei un din ăsta să povestim, eu te-am adăugat deja la prieteni. Ok, păi atunci o să mergem 20. Să luăm. Bun, și zim care-i planul. Bun, planul este, mă auzi, da? Da, te aud, planul este, planul da. E în felul următor. Prima oară mă duc la casa lui de pe munte, o să-i dau un mesaj și scriu, băi, Sami, hai pe munte, nu știu ce, să povestim. El trebuie să-mi dea mie un butoi cu combustibil de când ți-am pus camerele, mi-i dator. Și el practic o să-mi dea jumătate din bani, că nu încep nimic fără jumătate din bani, măcar să știm că avem 50 de năsoși. Da, e adevărat, da, ok, adevărat. Înainte de asasinare. Și bam, după aia vin, fii atent, facem în felul următor, tu rămâi în spate, în curte, te prefaci că ai grijă de copaci, da, de da, natură, da. Ok? Eu mă pun pe casa mea acolo sus, unde sunt sateliții și toate ele, ai văzut casa din afară, poate ți-o arăt toată și în interior, că e securizată. Da. Așa, și eu te voi asasina de acolo, dar, ți-ai seama, eu trag, păi trag el și o să tu mai vadă. Păi tragi și tu în unghia de la picior și o să fac... Așa o să fac ca să aibă, cum îi ziceți, credibilitate. Și pe jos acolo, exact, da, mă arunc pe jos. Okay. Ah, și niște redstone, dacă ai la tine, să-l arunci pe jos, așa, să pară că-i sânge. Mamă, l-am vândut pe tot, dacă mă crezi. Tot? O să dropezi niște castraveți, ce zici? Da, cred că e mult mai legit, așa. Gen mor și zic, castraveți. Da, e mult mai legit. Ok, o să funcționeze. Ăsta-l țin eu. E ok, am foarte mulți castraveți. Am Bun, o fermă secretă. Facem... Ai o fermă? Okay, am o fermă secretă de castraveți. Vreau castraveți, castravete. Cu sare, ăștia sunt cei mai buni ăștia cu sare. Actually chiar îmi plac foarte mult, am început să vorbesc cu tine cu actually acum, dacă stau prea mult în preajma ta. Da, actually cineva a zis că mănâncă cu actually zahăr dacă îți vine să crezi castravetele, ceea ce ar trebui să fie ilegal. Mi-a zis Dani că nu mi-a omorât el papagalul și avem ceva de discutat, dar nu știu dacă tu sau el, dar unul dintre voi minte. Mă, cum adică? Asta o lăsăm pentru altă dată. Bă, nu, sunt destul de sigur că Dani Den a fost. Da, o să mai discutăm de asta. Dar el cum de-a dat vina pe mine? Ce a văzut el ceva? N-a văzut nimic. N-a dat vina pe tine. N-a dat vina pe tine. Eu zis doar că n-a fost el. Și cineva păi trebuie să-l crezi. Bă, păi Dani, cred, bă, dar... Dani, din 3 lucruri pe care le zice, 4 sunt minciuni, ok? Nu te încrede în el. Îți dai seama că am mai multă încredere în tine, normal, dar totuși trebuie să dovediți. Să vedem. Da, mă, nu ceva, eu ce treabă aș avea cu papagalul tău? Adică nu e ca și cum gen... I-aș pune ținta pe cap cu pistolul și aș trage din greșeală. Adică, cine face greșeli de genul cu astea? Eu nu aș face așa ceva, nu ceva, ne crede-mă.
Oh, nu. Da, zic, eu... Zic, e foarte improbabil. Păi asta zic. Da. Asta zic, e că foarte improbabil. Uite pe frigider. Da, exact, uite, este primul meu papagal care a suferit o moarte tragică, dar nu din cauza mea. A, mă gândesc, da. Bun, ok, și continuând. După ce fac chestia asta, mă duc, iau restul banilor și trebuie să ne întâlnim undeva, nu știu, să ne dăm într-o zonă secretă, așa, știi? O zonă secretă. Oare unde? Unde în orașul ăsta e secret? Stai să mă uit. Auzi, ce? La școală? Ori la școală, da, corect. Ori dacă nu, la scările acolo în primărie pe care le făceați voi. Eu am fost acolo. Nu, fix acolo, dar zici că... Zici că n-ar veni acolo? În fața casei lui, mai bine la școală. Da, hai la școală, ne prefacem că mergem la școală după și... Bun, hai să cumperi telefonul și după aia începe nebunia. Bun. Ai bani la tine? Bă, am bani la mine, dar întrebarea e cine Dumnezeule mare a pus giratoriu aici, mă, pentru o intersecție atât de simplă. What? Mă, de când e ăsta? Am pus giratoriu, ieri nu era. Uite-l, uite, se neacă Bebe Costin, salvează-l. Bebe Costin, gata! Salvează-l. Gen, cred că Sueva ai din nou în apă. Cred că s-a înnecat. Nu, s-a culcat. Nu, doarme pe nufăr. S-a culcat pe nufăr, exact. Oh, ok. Ok, da. Hai la maga și așa ziceai și tu când erai mic. Hai n-am, la maga. N-am zis așa vreodată în viața mea. Cred. Cum, bă? Mergeam la maga. La maga? Da, și jucam zală, dacă nu știi ce e zala, nu știu, mă supăr pe tine. Nu, gen. Eu știu doar frunza, că e mai periculos și îți poți rupe ceva. Era o gaură în pământ și aruncai cu monede. Ok, continuă, că actually acum chiar sunt actually curios. Nu știi, stăteai gen aici, era o gaură undeva aici, eu aruncam cu două monede, tu cu două, dacă eu băgam una și tu zero, îți luam monedele. Aaa, un fel de barbut, dar cu găuri. Da, ceva în genul ăsta. Mai era și țag la perete. Ăla e alt joc. Țag la perete? Ok, se pare că suntem dintr-un alt univers. Bro, eu am avut altfel de copilărie. Ok, nu vreau să știu copilăria ta, sincer. Nu, a fost destul de decent, ok, dar... Ia zi, unde sunt telefoanele? Stai că am primit ceva mesaje, să vedem de la cine-s. Monitor de gaming, ia. Ok, am mesaj de la Sami. Domnule Nocivan, te salut cu stimă și respect. Silent. Eu cum? Hai că vorbesc un pic cu Sami până un alta. Ok. Păi, câți bani trebuie să dau, mă, pentru ăsta? Că nu scrie prețul pe undeva, nu? $25. Ah, ok. Păi și unde băgăm banii? Ah, aici. Nice. O să fac așa și îmi iau înapoi 25. Perfect, ca să am 25 înapoi, restul. Bun, so, mi-am luat telefonul, okay, da? Și că vine acum către Mind City, hai să nu cred că ar fi pe ok. Cum funcționează telefonul, că nu știu. Ce? Nu știu, cum îți dau mesaj. Ține așa și bun. Acolo ai chestia verde, chatul verde. Îmi scrii numele meu, exact ca unde în joc, scriu? Îmi dai ad. Acolo jos, e plus și e un chenar verde. Ah. Scrie acolo, așa, îmi dai ad și uite, îți scriu plus? Eu ceva. Ah, ia uite. S-a scris, gata. Hai că te descurci. Am plecat. Gata, ok. Păi nu știu când trebuie să mă duc acasă. Când trebuie să mă duc acasă? Păi stai că eu mă duc acum cu el la casa lui acolo din de pe munte și după aia. Ok. Deci în vreo 10 minute probabil sunt la tine. Ok. O să stau pe acasă și mă uit să văd, da, mă apuc de treabă. Bun, la mine în spate. Să nu ne vadă. Da, du-te. Ok. Trebuie să tragem o gherlă corectă, mă, că nu-l mai suportăm pe Sami. Nici în viața reală, da, pui pe măi, site-l urâm. De ce e mașina asta roz aici? La poliție. Oh, mi-au scos gagicile de la poliție și au băgat mașinuțe roz. Doamne, afară cu prim... Bă, ăsta a venit direct în oraș, a zis că... Bă, au zis că pleacă și... Mamă, era să dau nas în nas cu ei, ești nebun. Bine că i-am ocolit. Bun, haideți să mergem înapoi acasă, în spatele terenului și să ne vedem de treabă. Noi avem foarte multă treabă. Și cred că o să începem treaba prin a... Actually, chiar am o grămadă de treabă. Voi vedeți terenul ăsta care e actually cel mai mare teren pe care l-a văzut Franța? Am nevoie de niște oase, iar oasele desigur le am...
Probabil pe undeva. Bă, dacă îmi primesc un mesaj, îmi sună telefonul ăsta, adică nu e pe mut sau ceva. Bun. Trebuie să facem rost de o grămadă de bone meal și să punem iarbă frumoasă acolo în spatele terenului. 5 oase. Nu cred că se supără nimeni. A, nu, cine să se supere? Eu cred că nu mă supăr, cred că nu mă supăr. Mă, astea sunt toate oasele mele, e imposibil așa ceva. Oameni buni, eu aveam like o grămadă de bone. Ah, mai am încă 7 aici. Ok, asta nu e suficient de mult și cred că o să... Cred că o să mănânc un castravete. Asta e cel mai slab aliment pe care l-am mâncat. Bun, ăștia au plecat, eu o să mă apuc aici de treabă. Și o să vreau, cred că, ori să pun niște copaci sau ceva, pentru că în momentul ăsta este foarte lipsit de orice terenul meu. Dar cred că vom face un fel de drum cumva. Și trebuie să ne decidem ce facem pe terenul ăsta. Dacă știți ce vreți să facem și aveți idei foarte bune, lăsați-le în secțiunea de comentarii și promit că vă bag pe Mine City. Asta e o glumă, nu vă bag nicăieri decât în alt server unde vă puteți juca cu prietenii voștri. Oh, no, uite ce a făcut Nocivanul ăsta neghiob. No, de ce a pus cei mai urâți copaci de pe Minecraft aici între terenurile noastre? Bă, se presupunea că pune copaci de aia normali frumoși și verzi. Uite ce mi-a făcut, mi-a înlocuit cu bărci. Bărcile ar trebui să stea pe apă, nu să fie copaci. Și telefonul ăsta ce poate să... What? Ce Dumnezeule mare e jocul ăsta? Măi, cum? Oh! Oh! Stai, de ce pică mere de la Dumnezeu? Muzică. Hopa! Mama, asta e actually melodia mea preferată din Minecraft. E actually melodia mea preferată din Minecraft asta. Sper că nu o să tragă cu armă de aia de calibru foarte mare, nu? Că efectiv dacă mi-a one shot în... Mamă, ce și-a făcut Nocivanul lângă mine? Mă, ce mă casa aia satelit? E nebun Nocivanul ăsta. E actually nebun. Bun. Îl vedeți venind? Păi eu nu-l văd venind. Haideți să punem o floare a soarelui, două flori ale soarelui. Oh, văd pe cineva venind, cine ăsta? E Nocivanul. Ok. Ai aici pistă de aterizare. Ce am? Pistă de aterizare. Da, este desigur o pistă de aterizare, da. Ok, Pincano. Ia aici barbașane momentan, că am primit doar 30, îți dau și ție 10. Oh, deci ți-a tras o gherlă. Ți-a tras o gherlă. Da. Nu, am zis eu, hai să fie totul de încredere, bla bla bla, ca să-i câștig încrederea, știi? Ah, și lua mai puțin. Da, bun, fii atent. Tu vei sta și vei avea grijă de albine. Ai niște albine în zona am, asta, uite, fix aici un stup, da. Păi da, dar o să-mi fie greu, n-am clear shot. Păi nu, că mă duc și miros florile, o să fac... Da, bun. Deci okay. La floarea asta te voi asasina, ok. La floarea asta? Ok. Bun. Sau poate dar altă floare. Dar eu când voi trage, el va pierdea, va pierde video și doar va auzi glonțul, ok? Și te va auzi pe tine țipând. Stai că-mi scrie. Da, deci să urlu. Când... Da, să urli. Mă sun sau ce faci? Asta mi-a scris. Vezi că e cam impatient. Grăbește de Nocivane. Mă duc să-l sun. Deci stai acolo, nu mai vorbești, da? Da, nu mai vorbim. Bun. Da, am foarte multă treabă aici. Ce treabă de grădinară am cu grădina asta. Am o grămadă de taxe la ea. Trebuie să mă pun să fac recolta aici de floarea soarelui. Trebuie să pun iarba ca să... Am iarbă pe teren. Da, e foarte important. Iarba verde de acasă să mă rătăcesc prin lume nu mă lasă. Asta a zis odată un mare om. Gata, îl văd. Trage Nocivane! Ah, ce bine miroasă floarea asta să mă bată vidrele. Pincane! Ce? Ce zici, Pincane? Uite, am și eu aici grijă de acoperiș. Ce faci pe acolo prin grădină? Miroseam florile să mă asigur că e ce trebuie, soiul ăsta, că l-am cumpărat. Și l-am plantat și... Bine, vecine, eu o să am un pic de treabă pe acoperiș, că acum am pun niște... din astea de energie solară, să meargă sateliții.
Da, nicio problemă. Vezi la trăznete, să nu vină trăznetele. Ok. Ok, nu știu de ce, Vecine, vii un pic până la gard aici, până la gardul meu electric, să-ți arăt cât de șmecheri sunt sateliții. Trebuie să-mi arăt sateliții? Bine, stai că sar gardul. Aoleo. Așa. Ce-i? Și de ăsta cum trec? Păi nu, stai acolo și fii atent. Deci sateliții ăștia pot asculta absolut tot ce se întâmplă în Mind City. Bă, ce facem? Ok. Bă, și... vezi că aseară am mai avut niște probleme la stomac. N-au auzit chiar tot, păi nu? Păi am auzit tot, stai liniștit. Bă! Absolut tot, știu tot. Ți-am zis să nu mai mănânci fasole. Bă, fără de asta, nu ceva ne închide-i. Dar ce fel de casă ți-ai făcut? Uite ce, uite ce am aici, pincane. Un castravete? De ce ai un castravete? Da. Vreau să văd dacă îl prinzi. Hai. Ești gata? Da, sunt gata. Păi e gardul ce... Nu poți să sar de gard. Aruncă-l mai tare. Acum. Bun, deci fii atent, pincane. Eu îl arunc și regula celor 5 secunde. Trebuie să-l iei doar după 5 secunde după ce l-arunc, ok? Nu, trebuie să-l iau înainte de 5 secunde, așa e regula. Nu, asta e noua regulă. Cum? Trebuie să-l iau după 5 secunde, ok, hai. Ok, a picat. Fii atent, ok. Una, două, trei, patru. Ok, pincane, nu ne mai aude. Poți să stai chill. Oh, nu, că chiar ai tras, chiar ai tras. Acum, fii atent, pincane, ce facem noi. Da, numai, da. Numai, că stai liniștit, că nu ne mai aude. Okay, sun eu imediat, dar înainte de asta avem simt lejer. Stai că nu știu unde ți-am pus capul. Tu pleacă de acolo, du-te gen... Fii atent, oriunde, dar nu în zona asta, că eu o să arunc capul okay, acolo, okay. Bă, să mă duc la școală? Te aștept la școală? Da, așteptăm la școală, da. Ok. Bă, m-a luat la discuție, nu știam ce se întâmplă, am crezut că trebuie să tragă cât timp eu eram în flori. Aoleu, bă, dar nici nu m-a nimerit, bă, ce nocivană, mă, ce... Ce nocivană... Mă, ce-au făcut, mă, cu strada mea, mă, de ce-au făcut-o așa șui acum? Bun, haideți repede la școală, pentru că trebuie să dăm bacul, chiar acum, pe Mind City. Nu, pe bune, avem... Ușet, ar trebui să luăm o variantă de bac, să aducem pe Mind City și să punem... Oh, no, e cea mai proastă idee pe care am avut-o în viața mea și s-ar putea să râdă lumea de noi, așa că nu mai contează, nu mai facem absolut nimic. Da, domnule. Știu, o să stau într-un... Hai, silent hosting. O să stau într-un de ăsta. Cine e ăla? E un ceva? Ok. Stai, vrei să zic că nu m-a văzut? Nocivane! Pincane! Sunt ascuns. Unde? Găsește-mă, v-ați ascunsele. Ok, vorbește în continuare ca să-mi dau seama unde ești. No. Pincane? 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 M-a găsit, bă, nu pot să cred. Hai, cu mine în spatele școlii, ca băieții răi. Ce s-a întâmplat? Ce se întâmple? Misiune îndeplinită, banii să vină la Barba Pincu. Ia. Ai grijă. 20. Ești rău. Am eu treabă, mă. Mamă, l-ai pus cu botul pe la... Mamă. Ok, 30, cât am eu aici? Cred că ai 60 rămași, nu? Ți-am dat suficient? Mi-ai dat 40. Ok, poftim? Nice. Da, bun. Ok. Deci, au fost un pic sceptic, dar până la urma urmei am reușit. Sceptic? Păi s-a uitat la căpățână, a zis, bă, sigur o fi legit, sigur nu știu. Păi n-a văzut că curge, n-ai mânjit-o și tu cu niște ketchup, ceva să zică păi că... Păi am reușit până la urma urmei, dar îți dai seama, e mafiot, ce, la ce te aștepți? Nu da, o să aibă încredere nici când e ceva legit, gen. Bun, păi nu știu, hai să mergem undeva să discutăm acum planul, că efectiv noi nu putem să lăsăm așa să scape cu atentatele astea asupra bun, cetățenilor nevinovați. Hai în pădure și fii atent. Deci, treaba e în felul următor. Momentan l-am făcut de bani. Asta era și scopul, vreau să-l sărăcesc. Mai departe, va trebui să găsim dovezi. Oh, beleaua. Vezi că e belea.
Oulu. Ok. Da, hai să stăm aici în ciupercă. În ciupercă. Bun, stai și tu cu armura așa, e perfect. Zici și tu, ce plan ai ca să-l dăm pe mâna poliției? Băi, eu aș vrea să-l deconspirăm bine de tot, adică cu bază, cu mafie, cu tot și poliția să ia tot. Că altfel... Păi fii atent, eu am reușit să-i zic, să-i... Mă, poate vreau să intru în mafie, poate nu știu ce, ca să aflu unde-i baza lui, că aia nu-i baza lui, ca să ia pe no, munte-i clar. Ceva. Nu e mă baza aia lui, mă, na, e imposibil. Evident. Păi și atunci când o să aflu care e adevărata lui bază, o să avem dovezi, mergem cu poliția acolo și easy peasy, închisoare pe viață. Zici că îl dăm afară cu tot din oraș și luăm plotul. Sau exilare pe viață, mai bine ar fi, luăm da. Și plotul și ne îmbogățim. Da, nu mai are voie în oraș, gata, afară cu el. Bă, da, cam mulți monștri în seara asta. Da. Să nu fie pe aici Sami, dar n-are cum, n-are cum să ajungă aici niciodată. Suntem în mijlocul pădurii, efectiv. Ce a zis de castraveții aia? Care au sărit din mine? Păi el n-a văzut, că am zis mai bine să închid înainte să trag. Pentru că după aia poate da. Pare prea fake. Și da. Am zis că, na. Și nu că... este... Am primit un mesaj de la el, cred. Oh-oh. Unde ești, mi-a scris. Ok, păi nu știu. Du-te și... Dar nu, du-te și, du-te și vorbește cu mai... el mai bine. Lasă! Bă, păi poate vrea să te recruteze acum în mafie. Vrei să ratezi ocazia? Că nu vreau încă, că vrăjeală, că dacă o să vreau din prima pare prea dubios. Ah, da, adevărat, zis adevărat. Că, bă, să vedem dacă ne înțelegem, dacă așa, știi? Bun, păi... Să-i zic, să-i răspund, să-i zic că sunt la minat. Da, zici că ai plecat la minat și ai nevoie de bani. Gata, i-am zis. Bun. Da, păi planul ăsta ar fi cel mai bun, zic eu, și în felul ăsta, cu siguranță, dacă avem baza lui și sunt și vede și poliția bazei, clar că le exilăm pe veci. Pentru că da, el a furat sistemul de benzină. El l-a furat, și el face benzina aia. Practic pe mine m-a pus, dar am mai discutat noi despre asta, că el m-a obligat pentru că mi-a pus niște probe în casă. Deci, na. Știu, dar nici ăștia la benzinărie n-au vrut să facă sistemul înapoi. L-au lăsat da, așa. Da, au zis, nu mai îmi pasă. Da. Noroc că a venit Ganicu și a mai făcut câte ceva, că Ovidiu... I-au renunțat săracul după ce o sta să-l facă o dată sau cine a făcut prima oară. El a făcut, dar nu prea știa să-l facă. A trebuit reparat, m-am chinuit eu să-mi dau seama cum merge și până la urmă... Am... Bun, vezi că tu ești mort, gen. Ok, cât timp să nu mă vadă oare Sami prin oraș? Păi nu știu ce forever? Să zic, asta este dacă... Vrei dacă să stau incognito? Vede, dacă te vede, zici că ești fratele tău Geamăn și că fratele tău Geamăn a murit și că îl vei răzbuna și minți ceva. Păi nu, ideea e că tu trebuie să-mi zici dacă știi că e offline pe WhatsApp. Pe WhatsApp. Nu mai e, dar nu mai e. Dacă nu mai e online pe WhatsApp, îmi zici că înseamnă că a plecat din oraș și atunci pot să stau liniștit, dar dacă e, o să mă ascund în ocivane ca să nu mă vadă. Ok, nu e în oraș, e bine, e perfect. Bun. Dar dacă îl văd că, dacă îmi zici că intră și așa, mă duc la minat, mă ascund undeva. Îmi văd de alte treburi. Așa. Ok, Pincane, te las, zi faină în continuare și da, avem un win pe ziua de azi. Un win împotriva mafiei, ce nu suport. Da, și poliția aia care nu e în stare să pună mâna pe mafioți. Da. Dacă nu l-au arestat, 50 năsoși, easy. Ce e mai ușor? Mamă, ia uite ce a făcut ăsta aici. Hopa. Ar trebui să te faci actor, Pincane. Da, am văzut. Ia uite ce vinde pizze. Ăla-i sushi! Oh, salut frate! Bebe Nociv, dar n-a zis că vrea să-l concedieze! Lucrează 24 din 24, cred că o să chem protecția copilului aici. Da, cred că gen n-ar trebui să lucreze de la vârsta aia atât de fragedă, nu? Da, dar toți banii mi-i dă mie, deci bine. Ah, deci ești implicat? Nu sunt implicat, pur și simplu vrea să-mi dea mie banii, dacă-i fiul meu. Ai, eu auzi mă, și fiul meu nu vrea să-mi dea mie banii. Ha, ce gherlă. Păi, ai un fiu? Nu. Încă, okay. Dar sunt destul de sigur că n-ar vrea să-mi dea mie dacă ar fi. Sincer, nici eu n-aș vrea să-ți dau banii ție dacă aș fi fiul bă! Tău, deci. E, ha. Zilele următoare, dacă vrei, fii atent că astea ascunzi cel mai bine de Sami,
O să-ți arăt cum poți să intri în casa mea, dar zilele următoare. Acolo e cel mai securizat loc din lume. Da. Bun. Bun, o zi în continuare și pași. O zi care e cu soare afară, da. Bun, haideți să mergem să punem niște copaci acum. Wait, s-a văzut pe filmare că nu erau copaci? Lasă-mă că copacii cresc și fără mine, exact. Deci o să punem pe aici niște copaci, oameni buni, ca să ne fie terenul un pic mai frumos și nu atât de liber. Unde fuge Bobo? Bobo? Da. Uite, chiar nu știe de unde am strigat. Oh no. A plecat. Bobo, ce faci? Ai trecut pe lângă mine. Dar nu te vedeam. Cum nu? Eram fix aici, dar nu te mai auzeam. Da, nu știu, cred că se făcuse ceva la server, nu? Da. Fii atent, dacă îl vezi pe Sami și întreabă de mine, da, nu știi absolut nimic, ok? Ok, notat. Ok, uite, poftim burgerul ăsta ca să nu spui mulțumesc absolut nimic. O să trec pe carnețel să nu spun nimic, am înțeles. Da, mersi. Tu ce mai faci aici la casă? Merge treaba? Încerc să mai aranjez niște chestii, aștept să aducă Cinder LED-uri iarăși ca să termine acolo în colțul. Și aici, mă? Ce s-a asta? Aspect de safari, mă, ce vrei, lasă-ți. În cranii! Da, și aștept să se pună mobila nouă de plajă, să pun pe acoperiș. Creație, îmi place, asta ce e? Păi, dar ce crezi? Ce mă, asta de tăiat lemn? Asta e pentru animale, gen, ca să faci piele. Deci așa se face pielea, am înțeles. Da, iei animalul, îl pui pe cârlig, îl... Îl mângâi și îl... Da. Îl mângâi cu ăsta, îi faci barba. Da, îl tunzi. Și apoi pui barba aici și iese gen. Am înțeles, da, foarte bine. Bine. Hai că nu te mai rețin atunci, Bobo. În caz de ceva, ți-am zis... Sami, da, nu m-ai văzut deloc. Dacă întreabă Sami, deloc nu m-ai văzut. Chiar poți să-i zici, nu știu, cred că a murit, așa, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că chiar e mort, așa poți să-i zici ca să... Da, e dispărut. Da, mersi. N-ai apă în ce? Capibara, că vine iar capivara. Capibara, te scot la o capibara. Ce zici, Nocivane? Încerc să-i atrag atenția lui Ganicus. Capibara. Că vine iar okay. Capibara. Îi faci twerk lui Ganicus? Nu. E total alt dans. Mai tare. Ai de viața mea. Wow. Trebuie să se trezească, mă. No, cred că e în moarte clinică. În ureche îi suflu. Ia, fii atent. Trezirea Ganicus. Păi voiam să-i zic că el fiind foarte bun prieten cu mine și deloc legătură cu mafia castraveților, voiam să-i zic că dacă îl vede pe Sami, să zică că nu m-a văzut. Știi? Să... Bine că nu-i în oraș și acum, că dacă era păi și el acum zic. Și venea în excursie, păi nu veneam, păi nu puteam să vin și în excursie, trebuia să trag țeacă, dar... Apropo, hai să zic eu o mică povestioară despre excursii. Când eram în școală și mă duceam în excursii, uream excursiile, că nu opri ăla niciodată și făceai pe tine în autobuz, nu te lăsa să mănânci, n-aveai voie să faci nimic în autobuz. Atât de rău era Nocivane, păi nu făceați popasuri și alea. Nu era și la tine la fel de rău. Noi făceam pipi pe jos, gen, și trebuia să se oprească. Da, aveai voie să mănânci în autobuz? Păi ce, putea să ne oprească? Cine să ne oprească? A, bine, ăla care conducea... Am voia să mă plâng și eu de viață. Cine? Ăla care conducea era ocupat cu condusul. Păi și când oprea? Păi și ce? Când oprea ce? Că noi deja eram mâncați. Erați mâncați? Da. De cine? Odată un coleg într-o excursie a arătat degetul din mijloc unui om random de pe stradă și asta m-am simțit atât de... Toți. Da, de ce răi sunt copiii să mă bată hamsterii de nu, de ce... Tu mergi liniștit, lucrezi 12 ore, da, la jobul tău de la hat și îți arată un copil semnul ăla nu, pe nu, de da, geam. Tot, ce părere tot, mai e? Tot autobuzul plin de copii îți arată degetul din mijloc. Cum ar fi? Ok, cred că urăși viața în momentul cred că ăla. Că îmi bag picioarele. Okay, da.
Și fii atent, întrebare. Voi, la finalul excursiei, puneați piesa și altă dată? No, nu, aia e la petreceri și la majorate și la mizerii, nu, de da, genul. Nu, dar puneam și asta. Cum? Puneam. Altă dată la vacanță? Păi eu l-așteptam pe Canicus. Da, nu vine Canicus. Capi, palpi, capi, bara, că insanity. În ce e îmbrăcat insanity? E îmbrăcat de vacanță, ia uite-l. Îl mănâncă un pește! Îl mănâncă un pește! Bă, te mănâncă un pește! Te mănâncă un pește! Peștele, bă! Peștele, te mănâncă un pește! Ce facem, mă? Scoateți maia din urechi! Din urechi? Da, scoateți vata din urechi! Ah, am crezut că pește. Scoate peștele, te mănâncă! Scoate peștele! Salutare! Scoate peștele, de te mănâncă peștele. Peștele! Îți place costum, e da. Gen, de la lung. Aici e ciorap? Opa, de la lung zici? Sunt gata de vacanță, youtuberilor. Oh. Și asta e mască de scufundări sau din aia de somn? De scufundări. De scufundări. M-am gândit că poate notăm vacanță. Bine, ba, și păi... Și eu sunt la costum. Hai să mergem. Lasă costumul, Orcivane. Trebuie să treci la cămașă cu flori. Orcivane, cred că pute costumul ăla dezvine rău. Nu, că îl spăl acum dacă facem baie. Mergi facem la plajă. Marcălina. Cum ar fi să mergi la plajă în costum de ăla, așa? 3, 2, 1... Go! Hai să vedem ea. Cu cine țineți? Eu țin cu Nociv. Eu țin cu Pink, că Nociv nu știe niciun joc, e slab rău. Wow. Ok. Liniște. Și nociv atacă. Nu trebuie liniște. Comentează tu style, fii comentator. Okay. Bun, și nociv flanchează site. Ah, l-am văzut. Ping vine pe defensivă, ping. Unde e side? Peste tot este side. Ok. Nociv. Oh, full rush B. Nociv. Doarește. Oh. Să dai picul și dai frumos. Să dai Holy shit. Mie mi se blochează jocul, nu înțeleg de ce, dar în fine. Ai avocado. Domnule Nociv, vino să ții itemele, iar tu ping rămâi aici. Mamă, ce spamam. Bobo Spider acum. Oulă. Bă. Hopa. Ping cu Bobo Spider acum. Stai așa că n-am viață full, stai. Spawn point-ul. Au. Stat. Să nu uitați să vă luați spawn point-ul. Ok, bun, deci Bobo... Bobo dacă moare... Ia aici. Eu pizza. Respect. Ok, ok, nu ok. Nu pot să crezi ce se întâmplă. Nu pot să crezi ce se întâmplă! Wow! Nu cred așa ceva! Nu se poate, doamnelor și domnilor! E blat! Ce-a făcut? Ce-a făcut? Wow. Tare, mă. Avea ceva itemele la el. Mama, a venit cu totul la el. Vezi bani? Și de nervi. Pa! S-a lăsat ieșit. Scuze, Bobo, ai grijă la garduri. Da, da, da. Și eu bat acum cu Pink? Cred că da, hai, du-te jos, că... Bă, hai, da! Sigur. Bă! Nu, așteaptă-l pe Silent. Nu, stai să vină, Silent. Băi, batem pe toți, nu-i ok, nu-i ok, nu-i ok, nu-i ok. Bă, nu-i ok. E live, Gani? Gani, Gani. Deci continuăm Pink vs. Qsanity. Bă, da... Trebuie să-mi zică și ăștia. Când e gata, I guess. Pune imnul capibara. Pink vs. Qsanity, start! Start! Hai! Stăzi! E start! Stăzi! Stăzi! Ok, mamă, da, cât de agresiv joacă Insanity, nu-mi vine să cred. Wow! Wow! Tarkov moment. Tarkov! Doamne și domnilor, mamă, ce luptă strânsă, oare White Big Mac și a treia oară la rând? Ce? Câte hituri a înghițit, mă, ăsta? Level-le mele! Wow! Câtă viață mai aveai? A luat și level-ul. Full aproape. Ce? Deci acum au câștigat Insanity? Pa. Nu, acum e practic 2 la 1 cum ar veni. Bun, dacă vezi că trage unul în mine, te bagi, faci third party și intrăm. Direct sar pe el, nu stau la discuție. Exact. Start! Hai! Mamă, nu-mi vine să cred la ce assist. Doamne și domnule, Nocivi. Mamă, ce schimb de gloanțe incredibil, Nocivi, oh my god, Nocivi atacă! Qsanity trage. Oh my god, Nocivi a fost anihilat de către aici. Ai grijă la garduri, gardurile. Da. Qsanity a rămas singur, doamne și domnilor, se va descurca sau nu, asta aceasta este întrebarea. Ok, hai să vedem. Continuare. Oh,
Headshot. Prea bine instant, mă omor. Bun. Hai, înapoi, mai avem încă 4. Let's go. Oh, ce-mi place. Ce-mi place. Bă, stai că n-avem mâncare. Hai că am ajuns înapoi dacă e. Bă. Bă, n-am mâncare. Stop, stop, piua, pauză. Ok, dar deci trebuie să menționez. Păi, n-a... păi dar tu crezi că aveam full viață? Da, nici chiar nu... că. Nici nu e pe aici ceva mâncare. Nu, nu e. Păi n-am decât pepeni și durează. Ok, păi mănânc acolo. Bun, hai că am mâncat. Îmi lipsește una jumate. Da, nici eu nu mai am nimic după asta. Mamă, ne-au adus aici la foamete. Gata, hai să mergem. Gata, gata. Bun. A dat start. Hai, dai, dai. Wow. Unde s-a dus, nociv cred că a murit. Am avut unul și s-a dus undeva. A pușat sus, mă, pe bune. Bravo. Nociv mă moară, mă. Runda 3, runda 3. Hai. Ok, runda 3. E bine, e bine, dai, dai. Runda 3, runda 3, runda 3. Hai. Gata, da startul, go, go. Runda 3, hai să spunem, mă, ce se întâmplă aici. A pușat aici, mă, pe sus. Oh, nu-mi place. Nociv este omorât de Bubble Spiders. Ok. Q-Sanity este de asemenea atacat din toate părțile. Q-Sanity este atacat, dar Q-Sanity, oh my god, ce s-a întâmplat. Asta vreau să văd. Mori, mori Q-Sanity. Deci, este 2 la 1. 2 la 1. Nice, nice, nice. Încă o rundă, Bobo, încă o rundă. Încă o rundă. Încă una, hai. Bă, că aici merg paturile cu respawn-ul, cum trebuie, dar partea altă nu merge. Cum nu? Nu, acum gen te respawnează și mai pierzi iteme, gen. Ah, da. Nu, au băgat keep inventory, înseamnă. Aha. Bun. Dar, hai, tatăl meu. Mamă, ce intens, doamne, și domnilor. Mamă, ce se-i tine, pula, cap. Bă! Oh my god, ce serie de nebuni și l-au murit pe Bobo Spiders! Ajută-mă la țimii că vine ping! Bă! Mama a ieșit răgân! Am murit și eu! Am murit de glanță și a trăit nebunul! Doamne, incredibil! Și a murit în gard! Da, l-a murit acolo. Dar e ciudat, gen, i-a tras la ceva, la ce s-a întâmplat, am plictisit și tot a trăit. Stai, fii atent că dă iară startul, mamă, e prea decisivă asta, nu-mi place. Da, da, da. E stresantă. Da, gata. Da, dă-i. Bun. Start. Mamă, decisiva, fraților. Ok, dude. Nu cred. Wait. Bobo! O inimioară! No! Mama avea pe inimă, dude. Nu pot să cred, dude. Băi, ce aproape a fost. Bă, și-l umplus în negloanță, dar era gardul ăsta furisit aici. Pe ăsta. Da. Mi-au intrat 10 gloanțe în mine. La diferență de oi.